Bună ziua! În proiectul următor vom construi sau reconstrui câteva pagini din revista germană Der Spiegel și vom începe cum, sper că deja ne-am obișnuit cu toții, descărcând fișierele de care avem nevoie de pe Moodle și dezarhivându-le în așa fel încât să putem să avem acces la conținutul de acolo. Deci, mergeți pe pagina cursului, la secțiunea proiectului Der Spiegel. Descărcați-l. O să îl salvez deocamdată pe desktop. O să deschid fișierul care se descarcă de acolo și o să extrag arhiva lângă el și să vedem un pic ce avem aici. E exact aceeași structură cum am mai văzut până acum. Avem două fișiere, fișierul de InDesign cel mai recent, fișierul IDML pentru versiunile mai vechi de InDesign, avem fonturile de care vom avea nevoie și în folderul Links avem imaginile cu care vom lucra. Vedeți că aici toate fișierele sunt fie fișiere de Photoshop, fie fișiere de Illustrator. S-ar putea, dacă nu aveți aceste programe, să nici nu le puteți deschide. Cum am mai menționat anterior, nu va fi nevoie să le deschideți, atâta timp cât știți ce conțin. Dar dacă le puteți, mai ales pentru fișierele Illustrator, vom putea profita de conținutul lor în contextul unor editări pe care trebuie să le facem în InDesign. Și pe lângă asta mai aveți fișierul PDF cu paginile finale pe care trebuie să le construim. Dacă vă apare ca o singură pagină, puteți să dați în Acrobat sau în orice fel de viewer de PDF-uri să vedeți două pagini una lângă alta, ca să vedeți cum ar trebui să arate. În Acrobat este și opțiune la Page Display, Show Cover Page, dacă vă apar atașate sau alăturate altfel, puteți să bifați sau să debifați această opțiune. În alte softuri s-ar putea să n-aveți opțiunea asta, dar ne descurcăm și fără. Vedeți, deja aici structura este destul de simplă. Avem o structură pe trei coloane cu câteva elemente care ies în afară. Dar ce este mai interesant este, în primul rând, că sunt mai multe pagini și va trebui să gestionăm acest lucru. Și avem câteva moduri mai interesante de a aranja, de a integra imaginile, câteva imagini aici cu textul. Acestea vor fi două lucruri importante la care va trebui să ne uităm și de asemenea avem toate elementele astea aici care se repetă, pe care va trebui să le edităm, să le adaptăm și cel puțin să vedem cum funcționează. Așa aia va fi discuția despre Master Pages. În rest, proiectul e destul de simplu, mai ales având în vedere că vom lucra cu stilurile care există deja în document. Deci, deschideți din arhiva pe care ați dezarhivat-o fișierul care este potrivit pentru versiunea voastră de InDesign și vom continua de aici.